Salutare tuturor și pam, pam, pam! Astăzi o să ne jucăm cu această profă urâtă. Mi-ați recomandat mulți jocul, nu știu despre ce este vorba, prima dată o să joc, așa că nu uitați să lași un like și vizionare plăcută. Ok, deci după cum am zis, pentru prima dată mă joc acest joc și habar n-am la ce să mă aștept. Așa că haideți să intrăm în casa doamnei Mist, doamna profesoară, nu știu cine e nebuna asta. Ia, ce e aici? Lockpick! Ok, ia, ci că pot să intru acum în curte cu chestia asta? Oh, ce șmecherie am făcut, ești nebun la cap? No, stai așa. Asta e curtea doamnei profesoare. Ok, are o curte chiar foarte voluminoasă și faină, dacă mă întrebați pe mine. Ce n-ai bătut sună așa, nu știu ce ăla. Ia, văd aici o steluță. Ce-i steluța asta? N-am mâna că am colectat o steluță și un energizant. Păi ce fac cu energizantul ăsta? L-am băut. Mamă, o să sar ca și doza de Pepsi agitat acum, ești nebun la cap, o să devin așa turbat de la energizantul ăla. Na, hai să intrăm în casă, să sun aici? Uite, am sunat, doamnă? Wow, wow, ce face doamna, stați că vine. Stați că mă ascund, să vedem ce face. Bă, de ce sună beculețul ăla? Nu, n-am nevoie eu de beculeț, eu sunt cel mai bun. Uite, unde vine doamna? Doamna, doamna nebună, unde sunteți? Uite, pot să intru pe geam? Oh, să mor tu. Stai așa. Stai că intru eu pe geam. Hop! Sari! Sari, sari! Bă, de ce nu mere? De ce nu mere? Sari, bă! Oh, am intrat. Ok, bun. Am mai văzut aici o steluță. Hai să colectăm steluța asta. Ok. Și care-i scopul meu mai exact? Ce trebuie să fac eu? Ok, am deschis aici. Hai să ne furișăm rapid. Chicken, ce e aici? Hai să intrăm aici. Ok. Intră, închide ușa! De ce nu mere? Închide ușa. Așa, ok, mamă, ce m-a speriat că vine după mine nebuna aia. Bun, ce, poți să-i mănânc aici de mâncare? Ia, ce avem aici? Avem absolut nimica. Aici ce avem? Tot așa nimica. Doamna ce face? Merge până aer, nu știu ce face, vedeți ce face? Bă, frate, ce e jocul ăsta? Ok, aici nu știu ce se află. Frigider? Bă, frigiderul e gol. Păi, femeia asta ce mănâncă? Mănâncă aerul, nu mănâncă nimica, frate, ești nebun la cap. Sare! Ce-am făcut? Am luat sare. Ați saltul de podrig... Nu știu ce ăla. Până aici sare? Stați că am deschis geamul, n-am pus sare. Cred că trebuie să-i stricăm mâncarea. Stați așa, stați că iau eu toate ingredientele de aici. Și unde-i mâncarea doamnei profesoare? Asta de aici? Nu, nu este aia. Hai să apăsăm ăsta, reveal hint. Ce face? Breakfast is on the table in the main hall. Oh, deci trebuie să-i stricăm mâncarea. Și ci că e aici undeva pe hall. Ah, uite aici mâncarea. No, fii atent. Îți spun de ăsta să-ți fie iute curu. Oh, fuge femeia. Închide ușa, e nebună. Nu știu ce vorbește, la revedere. Închide ușa, ascunde. Oh! Did someone mix something in my breakfast? N-am mănâncă aia, să vezi. Why is it a different color now? What? Cred că și-o dat seama. Nu, și-o dat seama, bă! Și am pus ceva picant rău de tot. Am vrut să mănânce, să-i usture curul, mă. Ok, trebuie să încercăm din nou. Cred că o să pun sare data viitoare, pentru că sarea nu se vede. I'm definitely the best chef in the world. Ok, femeia asta a zis că e cea mai bună bucătăreasă. Și cea mai urâtă. Categorică, da. Bă, acum că știu ce trebuie să fac, o să fie mai ușor. Tot ce pot să zic e că jocul e distractiv, așa. E interesant. Înțeleg cam unde vrea să bată. Oh, nu, nu mai este aici energizantul. Cât ghinion. Stai așa. Oh, nu, nu, n-am vrut să deschid ușa. Vreau să sun. Ok, până femeia vine să vadă... Stupid bell again. Opa, femeia e supărată rău de tort. Ești nebun? Închide ușa, mamă, am văzut acolo, ești de bun? No, fii atent, așteptăm să plece. Și acum ne furișăm. Până ea n-are nici măcar habar. Ce, cred că m-a văzut. Au, nu vine, au, nu, cred că ne prinde. E timpul să fugim. La revedere, au, nu. Ce face? Lasă-mă jos, bă, nebunul. Bă, arunc ăsta după tine. Au, nu, ce să salvezi dacă mă uit la o reclamă? Nu ne uităm la nicio reclamă, ești nebun? Nu mă uit la nicio reclamă. Ok, fraților, haideți să mai încercăm o dată și de data asta o să fie cu mai mult noroc, vă promit eu, pentru că mă voi descurca mai bine. Ok, am sunat, așa. Iar vorbești urât, profa, legat de clopot, habar n-am ce are cu
sunătoarea... Sunătoarea? What? Soneria, bă! Haba n-am ce are cu soneria femeia asta nebună. Eu tot ce știu e că până ea verific acolo, o să mă duc în ce... Cum m-au văzut? Cum? Cum m-ai văzut, bă? Bă, nebuno! Nu sunt aici! Să nu intri înăuntru! Nu sunt aici! Uite, uite, uite! O să ies afară și o să sun din nou la sonerie! Na, mă, na! Da, mă, da, ți-a venit comanda de la Glovo. Bă, ce? Cum m-a văzut? Mă, ce? Cum m-a văzut? Bă, vrei pumn în gură? Na, fiți atenți, fraților, am o idee mai bună de data asta. Ce dacă ne furișăm mai din spatele casei? Ia vedeți, uitați pe aici. Pac așa, dacă și acum mă găsește, îmi dau 10 palme dacă și acum mă găsește. N-are cum să mă găsească, da? N-are cum, bun, bun, bun. Hai să iau sarea. Bă, unde-i sarea? Unde-i sarea? Trebuie să-i pun sare. Stai un pic. Au, nu, asta e grădina din spate. Băi, trebuie sare în supă sau ce are acolo. Stai să găsesc eu sarea, că o găsesc. Bă, nu se ascunde nicio sare de mine, ești nebun? La, 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 dacă aș fi o sare, unde m-aș ascunde? What, cum s-o deschisă? What, cum se deschid alea? Ok, nici n-am să întreb cum se deschid alea. O să mă prefac că totul este normal. Bă, dar unde-i sarea? Stați așa, că nu-i așa. Ce vrei, bă? Mă, ce e ăsta? Lasă-mă în pace. Dăm de ăsta, așa. You can use salt. Știu că trebuie să folosesc sare, frate, dar nu știu unde-i sarea. Cu aia ajută-mă, spune-mi unde se află sarea, că nu mai găsesc, ești nebun la căpățână? 5 minutes later. Bă, o fi aia sarea? Ha? E acolo? Pe masă? Tot timpul ăsta era pe masă? What? Mă, stați să încercăm să-l pun. Stați așa, stați așa, fiți atenți. Da, mă, da, uite sarea. Sare, așa, și pune sare. Oh, 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 oh. Nu, nu, nu sunt aici. Închide ușa. Închide ușa. De ce nu se închide? Nu. Stați că mă ascund aici în spate. N-am mă că nu mă știe. Mai greu, mai greu mă joc de pe telefon, dar mă descurc. Ia. Yummy, yummy. N-am mănâncă-l. N-am mănâncă-l. What? Mănâncă și bolul, ești bun? Chemați ambulanța că moare. Oh, de fapt nu o chemați. Fui, ce-a făcut? What? What? Și de ce dansează? Următorul nivel este aici și cică trebuie... This will always be my favorite show. Ok, e nebună la cap. Cică trebuie să fac ceva încât să-i stric televizorul, să nu se poată uita la televizor. Acesta, find the tool to break TV. Oh, ce-am făcut? What? Ce face femeia? M-a bășit pe ea, ce-a făcut? What? Ce se întâmplă? De ce râde? De ce râde ca nebuna? Ce se întâmplă, fraților, că nu mai înțeleg nimica? La, 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 nu înțeleg ce se întâmplă. Ok, hints. No, hai să folosim un hint de asta. Smash the TV with a crowbar. Oh, și că să sparg televizorul. No, fiți atenți, aici... Oh, cred că m-a văzut. Oh, cred că m-a văzut. Oh, cred că e mânioasă și m-a văzut. Hai să mă ascund eu aici. Hai să urc sus pe casă. Nu cred că poate să urce pe casă. Gata, am urcat, frate. What? Ok, nu poate să vină, ce nebună este, ha ha ha. Bun, beau energizant să mă agit ca și doza de Pepsi, ok. Hai să mergem pe aici. De ce mai fuge femeia? Stai un picuț. Să nu-mi zici că vine după mine aici sus. Deci să nu-mi zici că vine după mine aici sus. Să nu-mi zici că știe să vină. N-are cum. Uite, what? Am un crowbar. Oh. Ok, acum cred că mă pot duce să-i sparg televizorul, ești de bun? Bă. Nu merge să sar pe acolo, stați că mergem roată. Fiți atenți că îi sparg eu televizorul acum. Hai să sunăm aici, așa. Și uite, vin aici și sparg televizorul. Opa! L-am distrus, la revedere, eu n-am făcut nimica. Nu, n-am fost eu, no, 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 no. La revedere, uite, îți închid și porta. Îți închid și porta, ok. Așa, perfect. Ne punem aici. Au, oh, nu! Au, oh, nu! Televizorul meu s-a dus! Au, oh, nu! Așa trebuie! Așa trebuie, nebuno! Ok, fraților, următorul nivel! Chica! Ok, se duce la ceva petrecere. Și vrea să se îmbrace în ceva. Și noi trebuie să-i rupem haina, presupun? Așa că orice haină frumoasă ai avea... Măi, doamna profesoară nebună la cap, vreau să știi că
Am să-ți o rup sau îi dau foc sau nu știu ce o să facem. O să vedem ce o să facem, fraților. Urmează să aflăm aici împreună. Nu știu ce zice nebuna asta. Văd că gătește acolo. Uite, face sport. What? Mamă, dar urâte să-mi bat piciorul. Ok, na bun. Cameră de tortură. What? Ce e aici? Uite, lipici. Ok, cred că putem să facem cu lipici rochia ei, ce spuneți? Cameră de tortură. Nu știu ce e ăla. Hai să vedem, aici e baia. Nu, ăla e prosop. Ok, am găsit ceva foarfece. Oh, cred că m-au văzut, crezi că m-au văzut? Cred că m-au văzut, cred că m-au... What? De unde au venit? De unde au venit de bună la cap? Mă, ce? A, păi da, fraților, și evident, mi-a intrat o reclamă mult prea tare, efectiv. Efectiv, de asta nu-mi plac jocurile pe telefon, bă, pline de reclame, așa ceva. Ok, fraților, m-am uitat la acea reclamă și am revenit aici unde m-a prins nebuna asta. Din câte puteți vedea, ăsta sunt eu din oglindă, arăt foarte frumos, vreau să-mi iau zilele. Adică vreau să mă distrez jucându-mă acest joculeț. What? Capcane? Rangă? Băi, băiatule, dar ce se întâmplă pe aici? N-o stai așa... Camera ei! Nu, stați așa, cred că aici o să-i găsesc eu rochița. Hai să închid ușa asta, închide ușa. De ce nu se închide ușa? Închide ușa. Închide ușa. Cum o închid? Așa, închide ușa, bun. Na, unde-i haina? Unde-i haina? Trebuie să-i găsim haina, fraților. Trebuie să-i găsim haina și să-i o tăiem sau să facem cu lipici. Nu o găsesc. O fi asta de aici? Nu cred că e asta. Nu cred că e asta. Atunci o fi aici înăuntru. Ia să vedem. Da! Ești pe geam. Ok. Au, m-am rănit puțin. Stați că mă duc pe aici, mă ascund. No, my favorite dress. No. Așa-s trebuie. Ce-am ajuns să mă joc? Fraților, cred că în jocul ăsta m-am uitat mai mult la reclame decât m-am jucat, să mor dacă nu. De asta nu-mi plac jocurile pe telefon, bă, ce mișto ar fi un joc dacă jocurile de pe telefon, bă, n-ar avea reclame, ar fi mult prea tare, efectiv. O zic că îi place foarte mult ceaiul, cred că trebuie să ne pișăm în ceaiul ei, cred, habar n-am. Ce se întâmplă? Nu știu ce sunt astea, nu vreau. No, frate, și îmi dă reclamă, ești nebun la cap. Ajutor, nu mai pot, de ce-s atâtea reclame? Lasă-mă pace cu reclamele tale. Find the pin. Ce pin? Ce pin trebuie să găsesc? Despre ce este vorba? Cine știe despre ce este vorba? Că eu nu știu despre ce este vorba. Cum? Și-o reparat televizorul, dar eu i-am spart televizorul. Băi, băiatule, n-o stai aici, că intru eu în casa ta acum. Uite, am găsit ăsta. Și ce? Oh, cred că îl bag în ceai. Place it on the sofa. Stai, că trebuie să-l ascund. Uite, l-ascund cu chestia asta. Așa. Și uite, l-ascund acolo. Mamă, deci se bagă aia în cur. Stați să vedeți numai ce facem la nebuna asta. Hop, am plecat, atât de ușor a fost. Bă, ești nebun? Și acum când se pune să beie ceaiul, o să intre chestia aia în cur. Mult prea tare, fraților. Hai să-mi iau energizantul. Așa. Perfect, și acum așteptăm să se ducă femeia să-și beie ceaiul. Hopa. Ce mă, te-o prins ceva de cur? What? O zis dacă este o vrăjitoare secretă de aici înăuntru. Nu? S-a intrat ceva ție în cur? Haha! Și evident, iarăși îmi intră o reclamă. Evident. Ok, fraților, următorul nivel. What? Ce-i acolo? E o pisicuță capturată. Trebuie să o salvăm neapărat, fraților. Ce face femeia? Șterge peretele, se bate cu peretele. Oh, nu. Ok, deci, cred că și-a băgat o pisică în camera de tortură. Mă rog, a furat o pisică și vrea să tortureze pisica aceea. Așa că, fraților, chiar acum eu foarte rapid o să urc aici sus și o să mă duc în clas, camera asta de tortură. Și vreau să salvez pisica. Uite-o pe Miss, doamna profesoară nebună la cap. Hai că am venit aici, ok. Pisicuță, sunt aici pentru tine. Stai așa, uite, am luat cheița. Așa. Și uite, acum te desfac, dacă aș ști cum trebuie, stai un pic. Uite, cred că așa. Ok, pisi. Fugi, pisi, fugi pentru viața ta. Pisi, hai să fugim, pisi. Fugim cu pisica, am furat pisica. Dă-i. Bine, bă. Opa, ce face nebuna. Așa-ți trebuie. Sper să mănânci asta. Asta să mănânci. Ai de capul meu. Doamne, ce joc. Doamne, și acum eu dacă apăs un buton iar o să-mi dea o reclamă, ia să vedem. Hop, totul în regulă momentan.
Și mi-a intrat o reclamă. Doamne, ține-mă departe de la toate reclamele astea, că nu mai suport reclamele, nu mai suport reclamele astea. Efectiv, cred că am înnebunit, fraților. Eu asta tind să cred, că am înnebunit. Am înnebunit. Și acum am uit la reclama asta. Ok, am reușit să scot reclama. Yes, bucurie, fericire când nu mai văd reclame. Când văd reclame, viața mea este nașpa. Dar când nu văd reclame, viața mea este frumoasă. Ok, ce facem cu femeia asta nebună la cap? Să vedem. Ce vrei, bă? Ce face? Tort, e ziua ei? Yummy, 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 yummy. Ok, vrea să mănânce tortul. Na, și iar îmi dă reclamă. Na, ce facem cu tortul? Ci că trebuie să băgăm o petardă în tort. Ești nebun la cap? Păi de unde să fac eu rost de o petardă? Stai așa. Uite, poate pe aici? Oh, what? Ați văzut? Are capcană de urși acolo. Băi, băiatule, băi. Hai să mă duc eu pe aici și să căutăm o petardă. Aparent asta trebuie să căutăm. O petardă. Ei bine, unde s-ar ascunde petărzile? Ia să mă duc eu aici, așa frumos. Uite-o pe doamna acolo, nebuna este acolo. Închide ușa. Închide ușa. Am zis că închide ușa, că nu merge. Nu merge să închid ușa, Cum închid ușa? Ai, doamne, mă iartă-mă cu ușa asta. Ok, bun. Ce este aici înăuntru? O fi aici o petardă? Nu? Aici este etajul. Ok. Uite, energizant. Hai să beau energizant. What? O petardă, o petardă pe ecran. Super tare, reclama s-a terminat. Pot să continui să mă joc. Ce tare. Ok, și acum ce fac? Femeia a luat tortul cu ea. Uite, am luat și ăsta. Unde e femeia asta nebună? Bă, bă, s-a ieșit afară din casă. Cred că avem probleme acum. După cum a zis, avem probleme. Închide ușa. Am închis ușa. Oh, nu, acolo e o capcană. Ok, uitați-o. Băi, ce faci, băi? Pune jos tortul acolo pe masă, să-ți pun în loc de lumânare, să-ți pun artificiul ăsta. No, și femeia s-a blocat sau ce face? Mă, ce se întâmplă că nu mai înțeleg nimica? Iar s-a buguit. Bă, ce-i jocul ăsta, fraților? Că nu mai înțeleg nimica, bă, fraților. E buguit rău de tot. Apar reclame din două în două minute. Eu nu mai înțeleg nimica. Să mor dacă mai înțeleg ceva. Hai, prinde-mă. Gata cu acest episod, fraților. Nu știu ce să zic. Jocul e interesant, dar este infectat de reclame. Așa mă bagă melodie tristă. Nu uita să lași un like și ne vom vedea într-un alt episod. Pa, pa!